Umb la fapt, în cluburi, pe baruri, pe... nu-i mai ajunge Bucureștiul, ci că pe zona Ardealului acum. Am văzut-o și eu când trebuie. Întreabă-mă ce e asta. Suport de ouă de Paști. Exact. Splendid. Cu un amoraș un pic cu burtă, în vârf. No, acum avem de vopsit ouă, să o chem pe Viorica să vină... Simona! Să fiarbă galus și să ăsta... Asta este superbitatea pe care mi-am cumpărat-o în un weekend, împreună cu alte bijuterii. Ai de curățat, iubita mea. Iată. E splendid. Da. Poți să pui și răsaduri în el dacă nu reușim cu... Încetează! Povestea vieții mele. Două ore mă distrez. Stai că n-a fost așa povestea vieții mele până acum. Povestea vieții mele până acum a fost muncit non-stop. După care burnout, după care depresie, după care anxietate, după care am zis stop, sunt destul de bogată, trebuie să-mi permit să stau. Gata, că mă duc pe câmpie. Și mi-am restructurat programul anul ăsta astfel încât să muncesc full throttle 3 zile pe săptămână și 2 să am libere pentru mine. Fac ce vreau. Mă duc la spa, mă duc în parc, mă duc la psiholog, mă întâlnesc cu prietenii, plec din București, whatever. Dar în alea 3 zile în care muncesc, observ că sunt mai eficientă, dar introduc foarte multe acțiuni. Deci hai să ne punem să facem campania. Ce? S-a făcut și salopeta, da. Să nu-i de... Du-i asta la Simona, din colecția mea Yoga Gas, mi-e larg aici. Să mi-l facă, să mi-l dea. Și încă ceva. Mai fi slăbit un 230 de grame de vineri. Neapărat. Încă 700 de grame. Să ia de pe aici, de prin spate, 2-3 și să le pună în față aici. Și vezi măsura, că acum poți să te uiți la măsură. Poate acidă în interior de la toc. Da, poate. Campania anti-etichet, adică să porți accesorii care nu sunt neapărat de la un brand faimos sau pentru că sunt de la un brand faimos, să le porți pentru că așa plac ție, pentru că îți fac ziua mai mișto, pentru că astăzi ai chef să-ți pui ochelari cu strasuri, pentru că vrei să porți, de ce nu, o poșetă roz. Mă rog, nu-i cazul nostru, al meu și al tău. Da, vorbim de sexul frumos care se frumusețează, poposonează, cu tot felul de lucrări în fiecare zi. Nu știu ce vă minunați și râdeți, că asta e după mine tot timpul. Am dormit eu cu ea în pată, este doar un racord al vieții mele. Eu vorbesc de Isis și tu vorbești de rochie. Unde mi-e ăla negru, vreau să știu? Care dintre ele? Suportul negru. Suportul negru de la Ana. Da. Eu cred că sunt urmașa, pe lângă... Nu. Să vorbim coerent. Numai în această emisiune vorbesc complet nelegat. Nu știu de ce. În fine, ce voiam să vă transmit este că sunt moștenitoarea nedeclarată a unui mare personaj în zona Ardealului numit Sanda cu bagajele, care veșnicăra și eu veșnicar lucruri de acasă la birou, de la birou acasă, clienți, produse ale clienților, recuzita ale clienților, recuzita mea, recuzita pentru astea filmare, aici, unde e aia la altă plasă albă, vreau eu să știu, goală. Stai că am dus-o la Simona. Nu știu, ați dus-o că, ați băgat-o la Simona. Da. Deci haide, Andrei, să facem... Andrei, colegul nostru care e în spatele camerelor, o să mă ajute acum cu 2-3 poze pentru un colaborator și pentru o campanie. Deci Andrei poposește personaj. Să aduc accesoriile de dincolo, nu? Cum adică schimbă-te? Ce, vrei să mă schimb eu și toate alea și după aia poposești personaj? Ca să pot să-mi permit cele 2 zile libere pe săptămână pe care le doresc, acum la 37 de ani nu mai vreau să aștept până la 40, că mi le permit. Mintea mea trebuie să fie focusată exact ca până acum. Eu orice fac în viața mea, eu exploatez. Că ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta cu roz. Hai, dar merge și voi din col. Asta ne pregătim să facem. Oare iar stai? Hai, de merge, cam vreau să meditez. Să ce? Să meditez. O bat, iar numai că o bat. Am venit cam o pauză de o oră. Ce știam? Dar de ce ai pauză? Din stat și din pilates? Exact. Deci, ăștia cu ăștia, nu mai ignoră că nu mai pot. Deci, ăștia cu galbenele și rozul cu rozul. Mă, omule, stai cam și asta. Și aia. Asta cu asta. Deci ai practic 3 compleuri. Asta cu asta. Da, rozul cu rozul, nu. Și galbenul cu galben. Care galben cu galben? Astea. Diana, da. Dacă astea nu taci... Poți să le pui... Așa. Astea zic, poți să le pui cu costumul verde ca să se vadă... Ce costum? Băiatule, că eu trebuie să se vadă accesurile aia, trebuie să fie aici și aici. Păi asta și asta pe ăsta și asta așa, că trebuie să fie cât mai mult focus pe accesorii. Plin. Ia. Focusează-te. Acum 6 luni. Focusează-te. Rămâi pe focus.
Ea vine și zice doar să nu o deranjăm, care lucruri foarte importante. În general, lucrurile importante sunt să se tolănească pe canapea și să mediteze sau să-și facă unghiile. N-ați prins faza când eram la birou, doamna Nelly făcea curățenie, dădea cu aspiratorul, toate ferestrele erau deschise, se auzea de afară tot traficul din București și Diana stătea întinsă în pat, în poziția lotus medita. Și eu zic, alo, ce faci, fetiță, ești nebună? Cum meditezi în hărmălaia asta? La ce te concentrezi? Și a zis, lasă-mă, dragă, în pace, nu știi că eu nu aud.